Mergem mai departe cu programul nostru și dați-mi voie să o invit pe Mariana Hodeian. Dragilor, toată această frumoasă expoziție pe care dumneavoastră o vedeți, vorbesc de expoziția de costume populare, este rod al muncii și al strădaniei, nu de a coase, pentru că Mariana Hodeanu nu coase costume populare, mă rog, dar nu ceea ce vedem aici. Toate acestea pe unde a călătorit, pe unde a putut să găsească un costum național, i-a investit și a recondiționat sau a păstrat cu sfințenie acest costum. A recondiționat. Mariana, vreau să vorbești de Casa de Lut. Vreau să ne vorbești despre zona aceea minunată, de unde ai și colecționat o parte din costumele acestea. Castelul de Lut se află în comuna Corumba cu județul Sibiu. Este al copiilor mei. Ce să vă spun? Este încă în lucru, nu s-a terminat. Se vizitează. Este o zonă binecuvântată, iar acolo de bunul Dumnezeu, iar acolo întâlniți oameni îmbrăcați în straie de sărbătoare, întotdeauna la biserică, încă se mai păstrează acest frumos obicei de a purta costumul în zona Făgărașului, sigur că da, și nu numai, de a păstra costumul popular, de a-l cinsti cum se cuvine. Mariana, aș vrea să-mi vorbești puțin de aceste costume. Din ce zone sunt? Mă întorc așa. Te rog. Din zona Olteniei. Deci a doilea, al treilea acesta și celelalte. Două dintre ele sunt de la bunica mea, respectiv acesta și ultimul. De unde? Din ce zonă? Din comuna Giugărăjul de Tot. Da, deci tot costume Oltenia. Bun. Și cele ardelenești? Cele ardelenești sunt zona Făgăraș. Negru și asta după mine roșu. Făgăraș, dar ai și moroșenești? Și Mureș și Oaș. Și Oaș, sigur da, că ai și de acolo. Ardelenești și Maramureș și la Cucador fica mea, Mariana, eu mă bucur mult că achiziționezi și păstrezi în lada ta de lustre acolo aceste costume care sunt nestemate. Au o valoare inestimabilă, da. Pentru că ceea ce s-a lucrat la Opaic, ceea ce s-a lucrat la atât de greu, acum sunt aceste mașini care le simplifică și le face. Nu este mai puțin adevărat că noi, ca să păstrăm un costum autentic, trebuie să înlocuim cumva cu costumele acestea, da, artizanale, pentru că alminteri, astea deja sunt puțin deteriorate de timp și atunci încercăm să avem și costume de schimb, să zicem așa, care urmează aceeași linie, aceeași cusătură, dar sunt făcute de, cum spuneam, de mașina de cusut și nu de mâna și ochiul divat și mâna ochiului care vedea și se chinuia acolo la Opaic. Da? Și la lumina lămpii și la Opaic și fiecare costum prin desenul pe care îl are pe ie reprezintă ceva. Reprezintă bucurie, reprezintă poate tristețe, fiecare desen care este cusut pe cămașă, pe această ie, care este de fapt, ea reprezintă și identitatea noastră națională și trebuie să fim mândri, mândri când purtăm o ie, indiferent în lume unde ne aflăm. În momentul când ne-am pus ia pe noi, nici nu mai trebuie să spunem suntem români, pentru că această ie vorbește de la sine despre noi români. Mariana, îți mulțumesc! Eu iubesc foarte mult costumul popular. Tocmai de asta, pe unde am mers, am întrebat, am găsit, am luat. Sunt mândră că le am și dacă mai găsesc, mai colecționez. Mariana, cu mare drag, te aștept și altă dată cu costume noi, dar și cu acestea va trebui să le facem cunoscut tuturor și să le vadă, să le pipăie și poate cine știe, meșteșugarii noștri, meșteșugărițele noastre,
care au atâta divăcie în arta cusutului, vor coase, de ce nu, și după modelele tale. Îți mulțumesc mult de tot, Mariana. Și eu mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Mulțumesc pentru tot. Ai și tu o diplomă din partea noastră, pe mulțumesc care ți-o oferim cu tot dragul. Și îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dăruit ochiului astăzi, ochilor, de a vedea atâta frumusețe în jurul nostru. Pur și simplu ne-a nobilat prin aceste costume minunate. Mulțumim! Bravo.